Conform prevederilor legale, Direcția de Asistență Socială DEVA efectuează anchete sociale în vederea încadrării sau reîncadrării în grad de handicap doar în cazul persoanelor care au domiciliul sau reședința în municipiul DEVA. Totodată, persoanele cu dizabilități sau reprezentantul legal al acestora, după caz, au obligația de a anunța schimbarea domiciliului sau modificarea gradului de handicap, dar și decesul persoanei care beneficiază de indemnizație, pentru ca plățile să fie efectuate în mod legal. Aș vrea ca cei care depun cereri pentru indemnizație pentru persoană cu handicap grav la instituția noastră să cunoască faptul că ulterior stabilirii acestui drept au obligația să comunice orice modificări intervin cu privire la domiciliu, reședință, cu privire la gradul de handicap sau cu privire la orice alte situații care pot duce la modificarea sau încetarea acordării dreptului. Și spun asta pentru că s-a întâmplat în ultima perioadă ca un număr de 78 de persoane, de exemplu, pentru un număr de 78 de persoane care, din nefericire, au decedat, să nu ne fie comunicat acest aspect pentru a proceda la încetarea acordării indemnizației și la încetarea plății. Pentru 78 de persoane, reprezentanții legali nu au anunțat decesul, existând premisa continuării plății indemnizațiilor nelegal. Noroc cu Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, între cele două instituții existând un protocol de colaborare care a transmis datele necesare, iar DAS DEVA a asistat plata indemnizațiilor la timp. Mai complicat stau lucrurile în ceea ce privește schimbarea domiciliului. Direcția de Asistență Socială DEVA depistând două astfel de cazuri, pentru care s-au făcut plăți nelegale. Este vorba despre o sumă de aproape 50.000 de lei, iar DAS DEVA a început acțiunea de recuperare. Din fericire însă avem încheiat un protocol cu Poliția Județului Hunedoara, Biroul pentru Evidența Persoanelor, baza căruia ne sunt comunicate periodic la solicitarea noastră situația persoanelor decedate și a celor care și-au modificat domiciliul și au plecat în altă localitate. Așa încât, la o perioadă de timp, putem identifica aceste persoane și putem proceda la încetarea acordării indemnizației și, după caz, unde se impune recuperarea sumelor încasate necuvenit. Din fericire, pentru cele 78 de persoane nu s-a impus recuperarea sumelor, însă avem un număr de două cazuri pentru persoanele care au plecat din municipiul DEVA, unde avem de recuperat peste 40.000 de lei, întrucât nu au comunicat modificarea domiciliului și schimbarea domiciliului. Restituirea sumelor încasate ilegal se poate face nu doar în justiție, prin înființare de popriri, ci și pe cale amiabilă, în urma unei convenții de eșalonare a plății între persoanele în cauză și Direcția de Asistență Socială DEVA.